Prima zi de școală se apropie cu pași repezi, așa că reparațiile instituțiilor de învățământ din municipiu sunt pe ultima sută de metri. În acest sens, consilierii locali au aprobat aseară, în cadrul ședinței ordinare, o rectificare de buget, prin care mai multe unități de învățământ din oraș vor beneficia de bani pentru zugrăveli și igienizări. Este încă vacanță, dar nu și pentru administrația locală, care se pregătește de începerea noului an școlar. Numai puțin de 4 instituții de învățământ din municipiu au primit aseară la ședința de Consiliu Local bani pentru igienizări, reparații și zugrăveli. În păcate, până acum nu ne-a permis să facem suplimentări pentru centrele bugetare. Am reușit acum pe anumite surse intrate, am rectificat 50.000 pentru centru bugetar, 160.000 pentru centru bugetar 2, 50 pentru centru bugetar 1 și pentru centru bugetar 3 nu am venit cu sume suplimentare, am făcut o modificare între bugetele dânșilor. Prin rectificarea de buget s-au alocat bani celor 3 centre bugetare din municipiu. La centru bugetar 2, la școala 5, la școala 2 și la doamna Stanca și la școala 7 se vor face reabilitări de hidroizolație, curțile de la școala 2 și de la doamna Stanca, reparații asfaltice. Și la școala 5, intervențiile pentru zgrăvel și holurile, reparațiile pe holuri. Igienizările și reparațiile în școli vor începe în perioada următoare.